Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineață vom începe să lucrăm împreună acest micuț iepuraș. Eu deja am executat acesta cu rochița mauve. După cum vedeți, el este micuț, este foarte drăgălaș. Eu când l-am lucrat eram nerăbdătoare să ajung la sfârșit, să văd ceea ce iese. Mi-a plăcut foarte mult și de aceea am decis ca astăzi să lucrez împreună cu dumneavoastră. De data aceasta voi face cel de-al doilea iepuraș cu o rochiță diferită. Pentru această lucrare voi folosi firul Bravo de culoare alb și culoare galbenă, pentru că vreau să schimb culoarea rochiței, așa cum vă spuneam. Deci vom folosi culoare alb și galben. Vom folosi croșetul cu numărul 2. Nu se vede prea bine la cameră. Este numărul 2 croșetul. Apoi vom avea nevoie de ochișori, eu voi folosi aceștia cumpărați. Vom avea nevoie de lipitul lichid, vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de melană pentru a umple jucăria și apoi vom avea nevoie de puțină ață roșie, eu folosesc firul de macrame roșu și un ac cu gaură foarte mare, un ac pentru cusut lână. Fiind prezentate materialele, eu propun să încep lucru. Vom începe prin a lucra mânuțele iepurașului nostru. Pentru aceasta voi începe cu cercul magic. Voi lăsa camera în jos, în modul în care dumneavoastră să puteți vedea ceea ce lucrez. Mi s-a spus să vorbesc un pic mai tare, însă vocea mea de obicei este aceasta. În cercul magic, așa cum vă spuneam, voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Deci vom lucra 1. Acum vom închide cercul magic. Cu piciorul alunecat. Și următorul rând va fi să dublăm. Deci în fiecare dintre cele 6 piciorușe scurte vom lucra 2, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Avem deja 2, 4,
ce? Și 12. Acum vom pune un fir despărțitor. Voi folosi culoarea roșie să se deosebească. Voi lucra un nou rând de 12 piciorușe scurte. Voi începe de aici, din primul. 1, 2, 3, este un pic întuneric. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Vom schimba firul despărțitor, iar acum vom lucra 4 piciorușe scurte. Două scăderi. Vom face două scăderi, una după cealaltă. Fiindcă nu reușesc să văd bine, după cum vă spuneam, la mine este întuneric și este un pic mai dificil să văd. Deci am făcut prima scădere. Se face pe cea de-a doua. Știți cum facem scăderile? Scăderile ascunse. Două. Și apoi vom lucra celelalte 4 ochiuri rămase, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 10 piciorușe scurte. 2, 3, 6, 4, vom schimba firul despărțitor și acum vom lucra un număr de 10 rânduri de câte 10 piciorușe. Aceasta va fi mânuța iepurașului. Voi face primul rând, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
acelea și vom continua în acest fel până când vom termina cele 10 rânduri. Noi ne întâlnim când terminăm aceste 10 rânduri. Am încheiat cele 10 rânduri, deci am lucrat 10 rânduri, așa cum vă spuneam, iar acum am pus mânuța în două și cu croșetul vom închide, lucrând cu atenție să prindem amândouă părțile. Nu va fi nevoie să punem umplutură în mânuțe. Deci am închis cu piciorușe scurte. Voi tăia firul și vom continua. Nu-l voi tăia prea lung pentru că va veni ascuns. Închidem în mod normal. Vom ascunde firul de desubt. Eu fac cu croșetul, așa cum v-ați obișnuit cu lucrările mele. Dumneavoastră puteți face și cu acul, dacă doriți. Acesta. Și apoi vom continua. După ce am ascuns bine firul, voi tăia. Aceste capete le strângem, le punem deoparte, căci ne vor folosi. Și vom continua prin a lucra corpușorul iepurașului. Din nou, pentru acesta vom începe cu 6 piciorușe scurte în cercul magic. Între timp eu am lucrat și cea de-a doua mânuță pentru a avea totul pregătit pentru când vom ajunge la momentul potrivit, vom atașa mânuțele. Deci 6 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Închidem cercul magic cu piciorul alunecat. Iar acum, rândul următor, așa cum v-ați obișnuit deja, în corespondența fiecărui picioruș, vom lucra două piciorușe. Deci vom dubla. La sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. 2, 6, 8, 10, 12. Și vom continua. Vom pune din nou firul despărțitor. De acesta vom avea nevoie pe parcursul
întregii lucrări, iar acum vom lucra. În primul loc vom face un picioruș scurt. În cel de-al doilea vom dubla. Va urma din nou un picioruș scurt, iar apoi vom dubla. Vom lucra astfel pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am încheiat acest rând unde am lucrat un picioruș scurt, iar în următorul l-am înmulțit. Acum voi continua cu cel de-al doilea rând, unde vom lucra două piciorușe scurte, 1, al doilea, urmate de o mulțire. Astfel, la capătul rândului vom ajunge cu un număr de 24 piciorușe scurte. 1, 2, urmate de o nouă mulțire. Ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, unde am lucrat două piciorușe scurte urmate de o mulțire și astfel la capătul rândului am ajuns cu un număr de 24 piciorușe scurte. Acum voi lucra următorul rând, 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, vom face o mulțire, deci în corespondența celui de-al patrulea ochi vom lucra două ochiuri, vom continua astfel pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. 3, iar aici în al patrulea dublăm. Am terminat și acest rând unde am lucrat 3 piciorușe scurte, o mulțire. Am ajuns la un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum voi lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire, vom lucra din nou 4 piciorușe scurte, 2, 3, 4, vom face o nouă mulțire și vom lucra astfel pe parcursul întregului rând, unde vom obține, la capătul rândului, un număr de 36 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul acestui rând, după ce am lucrat 4 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, am obținut un număr de 36 de piciorușe scurte. Acum vom continua prin a lucra 4 rânduri de piciorușe scurte. Deci, fără să înmulțim, fără să scădem nimic, vom merge drept cu 4 rânduri de câte 36 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 4 rânduri. Deci nu uitați, 4 rânduri de câte 36 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul celor 4 rânduri de câte 36 de piciorușe scurte.
Aici sunt la ultimul piciorul scurt și în acest moment vom schimba culoarea. Deci voi începe un nou rând prin a introduce culoarea galbenă. Deci, nu, felul acesta. Voi introduce culoarea galbenă, pentru că acest alt iepuraș vreau să aibă rochiță diferită. Deci așa, voi intra aici. Voi face un picioruș scurt în care voi include noua culoare și voi continua să lucrez un număr de 2 rânduri cu culoarea galbenă. 2 rânduri de câte 36 de piciorușe. Voi pune firele amândouă aici în spate, pentru că pe măsură ce voi lucra, voi da și un pic de stabilitate firelor. Și pentru început voi face două rânduri de câte 36 de piciorușe cu această culoare, cu galben, și apoi vom continua cu restul corpușorului. Deci pentru început vom face aceste două rânduri. Noi ne vom întâlni la capătul celor două rânduri de câte 36 de piciorușe cu această culoare. Am lucrat cele două rânduri de câte 36 de piciorușe scurte cu culoarea galbenă. Vom continua acum prin a lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Și vom efectua acum o scădere, scădere ascunsă, așa cum știți, luăm doar prima parte a celor două ochiuri și vom lucra în acest fel până la capătul rândului, deci 4 piciorușe scurte urmate de o scădere. La capătul rândului vom ajunge cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Apoi vom continua corpușorul. Voi face și cea de-a doua scădere. Deci tare mult că se vede ceea ce fac. Deci una, al doilea ochi. Trec cu firul prin amândouă și închid. Și vom continua în acest fel. Deci vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, am ajuns la un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 2 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Deci, așa cum se găsesc, vom lucra aceste 2 rânduri. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 2 rânduri pentru a continua corpușorul iepurașului. Am încheiat cele 2 rânduri de câte 30 de piciorușe. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, al treilea
după care vom face o nouă scădere. Și vom continua. 3 piciorușe scurte. 1 2 al treilea, o nouă scădere, și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. 1 2 al treilea, urmată de o nouă scădere, și astfel noi ne vom întâlni la capătul rândului cu un număr de 24 piciorușe scurte. Mi este cam greu firul pentru că nu văd prea bine cu lumina artificială. Să mă scuzați. Oricum, vom face în felul acesta. Așa cum voi reuși, sigur. Noi ne întâlnim la capătul rândului cu 24 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului după ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o scădere. Am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 rânduri de câte 24 piciorușe scurte. Eu vă rog să mă scuzați dacă uneori nu reușesc să văd chiar bine, pentru că cea mai mare parte a tutorialelor eu le lucrez noaptea. Să vă spun drept, acum la mine este aproape ora 4 dimineața. Le pot lucra în liniște și de aceea prefer să mă trezesc așa de vreme. Chiar dacă știu că la lumina zilei, ceea ce lucrez, văd mult, mult mai bine, dar așa am timp să fac aceste tutoriale. Deci vom face 4 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Când vom ajunge la capătul acestor 4 rânduri, ne vom reîntâlni, pentru că va trebui să atașăm mânuțele. Deci vom continua 4 rânduri de câte 24 piciorușe scurte. Am terminat cele 4 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Acum voi lucra 6 piciorușe scurte. 1 2 3 4 6, iar acum voi lua o mânuță și o voi lucra în același timp în timp ce voi lucra fiecare picioruș din rând.
În felul acesta vom prinde mânuțele de corpul iepurașului. Așa mânuțele, vedeți, luăm fiecare picioruș și din mânuță și din corpușor. Acum voi continua prin a lucra alte 6 piciorușe. 1 2 3 4 5 iar acum voi atașa cealaltă mânuță și voi pune și pe ea aici și voi continua, voi lucra în același mod. Sper foarte mult că se vede, pentru că nu pot să fiu atentă și în cameră în același timp și aici la lucru, să nu greșesc. Sper că vedeți modul în care lucrez. Pentru că vă amintiți mânuța avea 10 piciorușe, am pus în 2 când am închis, deci am obținut un număr de 5. Acum până la capătul rândului vom lucra piciorușe scurte în mod normal. O să mă prind și ochiul firul despărțitor. Acum, în mod normal, noi trebuie să avem un număr de 24 de piciorușe scurte. Voi schimba firul despărțitor și voi lucra un alt rând de 24 de piciorușe scurte. Pentru că apoi va fi nevoie să facem o nouă scădere. 1 2 3 4 5 și vom continua până la capătul rândului, nu uitați că trebuie să avem un număr de 24 de piciorușe scurte.
Am încheiat și acest ultim rând de 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra două piciorușe scurte. Urmate de o scădere. Și vom continua din nou cu două piciorușe scurte. Urmate de o nouă scădere. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni când vom termina acest nou rând. Am ajuns la capătul rândului. După ce am lucrat două piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 18 piciorușe scurte, iar acum vom face un nou rând de 18 piciorușe scurte cu care vom încheia această parte a corpului. Mă scuzați. Uitați-vă că am ajuns la fix cu 18 piciorușe scurte. În moment ce am ajuns aici, acum vom scurta firul și vom încheia vom ascunde firul de desubt, voi ascunde ca de obicei cu croșetul. Dumneavoastră veți lucra cu acul dacă doriți, introduc în interior și apoi voi începe partea de jos a rochiței. Pentru a începe partea de jos a rochiței, vedeți, acesta este primul rând pe care l-am lucrat cu culoarea galbenă. Nu aici în primul, în al doilea rând vom introduce croșetul și voi introduce culoarea galbenă, deci deasupra acestuia. Nevoie de atenție. Voi închide aici primul ochi cu ambele fire, dacă vedeți, în felul acesta.
în fir îl voi lăsa dedesubt și apoi, încet, încet, voi lucra ochi după ochi, vedeți, întorc în felul acesta lucru, voi lua fiecare ochi și voi lucra de jur împrejur. Piciorușe scurte. Pentru că va fi nevoie să facem fustița. Sper că vedeți. Am tendința de a trage lucrul spre mine, deci, pentru că camera este în fața mea și se pot vedea bine ceea ce lucrez. Sper că observați cum intru între rânduri și lucrez piciorușe scurte. Îndoi lucrul în felul acesta pentru a reuși să lucrez. Aici este nevoie de un pic de răbdare, bineînțeles, pentru că trebuie să fim atente, să prindem fiecare fir, fiecare ochi. Voi încerca să lucrez acest rând integral cu dumneavoastră de centru, practic în spațiu dintre cele două rânduri, și lucrez fiecare ochi. Dacă durează un pic de timp, totul se face cu răbdare, pentru că altfel nu mai reușim să realizăm nimic dacă avem mare grabă. Acest iepuraș este foarte, mie mi-a plăcut foarte mult, este drăgălaș. Poate fi folosit și ca un frumos cadou pentru 8 martie. Poate fi folosit și ca decorațiune pentru
pentru Paște. Putem găsi foarte multe întrebuințele. Un cadou pentru un copil, însă dacă veți face cadou la un copil, trebuie să fiți atente cu ochișorii. Este nevoie de ochișorii cu acel șurub de siguranță, astfel încât să nu punem în pericol copilul. Eu nu dispun de acei ochișori, cât am căutat aici în Italia, nu am reușit să-i găsesc. Și de aceea utilizez aceștia care se lipesc cu lipici. Dacă nu ar fi fost această pandemie și această perioada în care nu se poate circula, poate aș fi reușit să obțin din țară ochișori adaptați. Am ajuns aici la capătul rândului. Odată ce am ajuns la capătul rândului, cu fir alunecat, vom închide rândul. Apoi, ce vom face? Vom întoarce lucrul în felul acesta. Deci, am lucrat până acum așa, cu partea albă în jos. Acum îl vom întoarce. Și în corespondența fiecărui ochi, aici voi face un ochi de lanț, în corespondența fiecărui ochi, vom face două piciorușe scurte. Și uitați-vă, astfel până când vom ajunge la capătul rândului. Am întors astfel lucrul pentru că pentru a nu ieși pe dos lucrarea. Așa. Și vom continua de jur împrejur, lucrând în corespondența fiecărui ochi, lucrând două ochi, dublăm totul. Noi ne vom întâlni la capătul rândului pentru a continua această parte de nepurașul nostru. Am ajuns la capătul rândului după ce în corespondența fiecărui ochi am lucrat două ochiuri, deci am dublat. Acum voi închide rândul cu fir alunecat și voi continua prin a lucra din nou. O fac așa, 1, 2 și 3 ochiuri de lanț și apoi în corespondența fiecărui ochi din rândul pe care abia l-am încheiat, vom lucra două piciorușe duble. Deci vom dubla, practic, din nou, dar cu piciorușe duble de data aceasta. Vedeți? În felul acesta. Dar foarte mult că se vede. În corespondența fiecărui ochi, din rândul anterior, lucrăm două piciorușe duble. Astfel creăm acea fustiță creață. Ne întâlnim la capătul acestui rând și veți vedea cu cum vom continua și vom face. Am ajuns la capătul rândului. Între timp, eu am umplut și corpușorul
e fetiței iepurașcu cu melană, acum vom închide rândul aici, în al treilea ochi, de la primul picioruș pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Voi scurta firul. Voi încheia lucrul în felul acesta, după care voi ascunde dedesubt firul și în felul acesta am lucrat și fustița jucăriei noastre. Aici voi închide cu acul, și eu vă mulțumesc pentru atenție. Am ajuns la timpul limită pentru această primă parte de tutorial. Ne vom întâlni pentru a continua. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și vă doresc o zi frumoasă!